Bună dimineața! Bună dimineața! Astăzi am intrat în emisiune fără generic. Sper să avem sunet, sper să avem tot ce trebuie, pentru că au fost mici probleme după furtuna de ieri pe partea de conexiuni, dar asta e. Oameni buni, astăzi o emisiune în două părți. Prima parte cu niște lucruri pe care le vom discuta eu și dumneavoastră și a doua parte cu invitat. Un invitat care ar trebui să ne spună multe lucruri despre ceea ce a însemnat activitatea pe perioada COVID și acum în privința măsurilor de prevenire. Până la invitat, vreau să încep emisiunea de astăzi cu patru versuri de Nichita Stănescu. Ar însemna cam așa: miră-te de tot ce ți se întâmplă, miră-te de tot ce vezi, atâta timp cât te miri, ești salvat. De ce încep? Eu nu prea agreez genul ăsta de introducere în emisiune, dar, oameni buni, trebuie să începem să ne mirăm, poate așa vom fi salvați, cum spune Nichita. Cum să nu te miri de ce se întâmplă în jurul tău? Ați văzut ce se întâmplă în America. Au început să dărâme statui, mai rămâne să ardă cărți în piața publică, hoarde de oameni, mulți dintre ei, nu toți, cu probleme grave în privința integrării în comunitate, ca să nu spun mulți dintre ei infractori, folosiți de oameni cu minte și cu interese politice, destabilizează țara care era considerată cea mai puternică și cu democrația cea mai înaintată din lume. În țara cu democrația cea mai înaintată din lume, corectitudinea politică idiotă, dusă în extrem, creează monștri. Au interzis pe aripile vântului. Oare ce-ar fi ca la noi să interzicem filmele cu ruși? Ce-ar fi la noi să interzicem filmele cu comisari comuniști? Ce-ar fi să interzicem filmele de la noi cu țigani? Ce-ar fi să interzicem filmul Șatra? Absurdul, prostia și interesul merg atât de departe încât nu-ți rămâne decât să te miri și poate așa vei fi salvat. Haideți să ne mirăm și cu lucruri mai de aproape, din jurul nostru. Vă spuneam acum câteva zile și scriam în Mesagerul de ieri, ediția scrisă, că Spitalul Județean ne-a raportat oficial, nouă, că DSP-ul nu știa, ne-a raportat oficial la întrebare, ce persoane au fost internate cu COVID în spital. Și ne-au dat o persoană internată în februarie cu COVID. După insistențe multe, am aflat ce e cu persoana respectivă. Și cazul în sine arată toată brambureala, toată lipsa de idei, nu de profesionalism, lipsa de organizare într-un spital care a devenit spital COVID și care acum încă nu știm ce se va întâmpla cu el. Haideți să vă spunem. O femeie de 60 de ani este internată pe 23 februarie în spital, la secția interne, cu ciroză și încă alte câteva boli foarte grele. Stă în spital de pe 23 februarie până pe 28 martie. Perioadă în care, dacă ne aducem aminte, la secția interne au fost internați bolnavi care au și decedat după ce de COVID. Raportați decedați de COVID. Printre ei și regretatul Vasile Oatu. Femeia respectivă stă de pe 23 februarie și pe 25 martie, deci după o lună și două zile, între timp am avut bolnav de COVID, este testată. Deci după o lună și două zile de stat în spital, este testată. Probabil că n-avea simptome.
fiind într-o secție în care au mai fost bolnavi cu coronavirus, probabil că n-avea simptome. Probabil că n-avea de ce să fie testată, că doar n-o fi fost în contact direct cu altcineva. Pe 28 martie se constată decesul. Deci pe 25 martie este testată, pe 28 martie se constată decesul și pe 2 aprilie vine rezultatul la testul din 25 martie și este confirmată COVID. În iunie este prinsă în statistici. Că avem primul pacient de COVID în spital, internat pe 23 februarie. Mai clar de atâta ce să vă spun. Mai este ceva mai clar? Eu zic că nu. Eu zic că aici putem să vedem exact cam cum a fost gestionată criza COVID la Piatra Neamț și probabil că nici în țară lucrurile nu stau altfel. Pare de domeniul absurdului. Dar nu este, probabil că statisticile suportă orice și mai ales statisticile acestea privind bolnavii de COVID. Deci, oameni buni, atât timp cât te miri, ești salvat. Haideți să ne mirăm, dar nu ca viței la poarta nouă. Pentru că, dacă ne mirăm ca viței la poarta nouă, s-ar putea să ne întrebăm de ce ținem un spital gol și avem un spital achiziționat pentru COVID de Consiliul Județean cu 3 milioane jumate sau 3 milioane 700. Și alte asemenea lucruri, zic eu, care merită să fie măcar spuse ca să rămână și să nu ne mai mirăm după aceea că uite, Doamne, vezi ce se întâmplă, că vezi, n-am știut că s-a cheltuit atâta. Pe perioada crizei, spitalele din Neamț, din câte am văzut, au primit bani integral și mai mult decât aveau în contractul cu casa. Spitalul din Piatra Neamț a primit foarte mulți bani, de exemplu, în aprilie. Este foarte bine că au primit bani. Dar ar fi un exercițiu de transparență ca să vină cineva să ne spună cum s-au cheltuit acești bani în folosul bolnavilor, nu în folosul unor achiziții. Unor achiziții făcute cum s-au făcut. Apropo, în perioada aceea de câteva zile, 3, 4 zile, 5, cât domnul Ghineța, spune el că a condus spitalul, așa, a dat o decizie. Decizia aceea de publicare pe site-ul spitalului în data de 5 ale lunii, a achizițiilor toate, tuturor achizițiilor din luna precedentă. Trebuie să ne mirăm că nu s-au publicat? Nu trebuie să ne mirăm, pentru că spitalul este o chestiune nu de interes public, ci de interes de partid și de interes pe persoane. Că aici e toată șmecheria. Dacă era de interes public, lucrurile erau foarte clare. Dar nu este de interes public, este de interes de partid și de persoane. A vrut partidul și persoana Ionel Arsene să pună director pe domnul Mocanu? A pus. Că ce conta că vine COVID-ul? Dar domnul Mocanu, COVID-ul are, probabil așa s-a gândit domnul Arsene. Bă, COVID-ul ăsta are și el demnitatea lui, nu se dă la oricine. Și dacă pun un director acolo cum vreau eu, COVID-ul se sperie și pleacă. Când a văzut că nu s-a speriat COVID-ul, a zis, bă, hai să aducem o sperietoare de COVID. Și l-a adus pe domnul Apostoaie, că e medic. Dar COVID-ul nu s-a speriat nici de domnul Apostoaie, deși domnul Apostoaie a stat puțin. A fost preluat spitalul de guvernul PNL? N-au putut să pună pe cineva director direct pentru că nu prea se înghesuia lumea. Și atunci au pus-o pe doamna Marcoci,
ca să fie acolo. Doamna Marcoci n-a intrat în jucării politice, cel puțin așa ni se spune. N-a intrat în jucării politice și a zis, eu nu mai vreau. Și atunci partidul l-a numit pe domnul Ghineț. Putea domnul Ghineț să opună? Putea, că mulți au refuzat, dar domnul Ghineț a vrut să demonstreze că este și economist. Nu numai manager foarte bun, ci este și un economist foarte bun, economist-manager. N-a apucat decât 5 zile. Asta e, ghinion pisica 16. Ca să nu fie 13. Parcă în 16 l-a schimbat, nu mai țin minte exact. Și uite așa, lucrurile s-au dus în direcția asta, că partidul este în toate. Trebuie să ne mirăm că partidul este în toate? Păi haideți să ne uităm așa puțin la... Ne uităm și la numirile din județ. Ați văzut băiatul domnului Leoreanu? Dom'le, dacă tata este ministru, sau mă rog, deputat și cu pretenții de ministru și de președinte de Consiliul Județean, de ce n-ar fi și fiul la Ministerul Dezvoltării după ce a fost la Ministerul Apărării și a fost și prin Senat? Pe acolo un specialist. Că, dar se moștenește prin gene de partid, nu prin gene paterne. Gene de partid. O să spuneți aici și PSD-ul a făcut la fel. Păi da, și PSD-ul a făcut la fel. Cum spuneam ieri, la partide punem doar indigo și diferă doar culoarea indigoului. Am primit un mesaj, ia să vedem noi. Da, un filmuleț. Îmi pare rău că nu pot să-l dau acum în direct, dar o să vedem dacă reușim cumva mai târziu. Asta este situația. Așa că, oameni buni, mirați-vă și poate în felul acesta ne salvăm ca persoane, poate și în cadrul comunității, poate și ca națiune. Mult timp s-a spus că în comunism am rezistat cu bancurile, cu bulă. Vreau să vă spun că bulă este total depășit în perioada asta. Încă nu s-a inventat personajul care să-l ia locul lui bulă pentru perioada asta și care să exprime perfect tot ce se întâmplă în societatea și mai ales în politica românească. Mergem mai departe și discutăm astăzi despre un subiect destul de delicat. Încep examenele în școli și pentru asta e nevoie ca școlile să fie dezinfectate. Nu prea sunt multe variante în județ în momentul acesta. Varianta cea mai la îndemână pentru toată lumea o reprezintă societatea Consiliului Local, mă rog, a municipiului Piatra Neamț, adică a noastră, a tuturor, teoretic. Se cheamă SC Salubritas și îl avem în emisiune în acest moment invitat, domnul Cristian Ungureanu. Îl întreabă, astăzi nu aveți indicat? Uite că avem domnul Ungureanu invitat. Domnul, vai, ce lapsus am, domnul Cristian Sauciuc, directorul de la Salubritas. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Bună dimineața dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră. Și domnului Ungureanu, și domnului Ungureanu, colegul meu de la județ. Da. Colegul dumneavoastră de la județ. Domnul Sauciuc, haideți să vedem, să începem cu chestiunea aceasta. Ați fost solicitat ca societate să interveniți în școli în perioada aceasta? Sigur că da. Înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să spun că ați început cu furtuna de seară. Vă rog. În acest moment avem 20 de oameni care sunt pe Ștefan cel Mare, curăță aluvionile, cu două autoutilitare. Este și un copac rupt. Am discutat să intervină, să putem să luăm, să fie tăiat cu o drujbă. Se mătură toate trotuarele din zonă, pentru că datorită gheții s-au rupt foarte multe frunze. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, o să fie toată zona curată ca înainte. Am văzut în zona stadionului era un copac. Administrația locală în Marea ei Înțelepciune
au hotărât să taie castanii și cei sănătoși care se mai puteau fi ținut și au pus în locul lor, cum se cheamă copacii ăștia care sunt în locul castanilor? Nu mă întrebați că nu știu. Nu știți nici dumneavoastră, nu știu, platan, ce or fi, ei sunt foarte buni, foarte interesanți, numai că pică. S-a rupt o creangă. Ei, s-a rupt o creangă mai mult decât o creangă pe colț la stadion. Da, acolo. Am fost și eu dimineață și m-am uitat ca să văd. Bun, deci ați intervenit și ieri probabil și astăzi. Și ieri și astăzi, da, și cred că în jurul prânzului o să fie toată zona la fel ca înainte curată. Curățată. Vis-a-vis de întrebarea care mi-a spus-o. Sigur că da, toate liceele și școlile care au examen în următoarele zile au cerut pe SICA, bineînțeles, serviciul de dezinfecție pe care noi îl oferim. Pregătesc intrarea copiilor în școli. Din punctul ăsta de vedere, vă dau un exemplu, astăzi lucrăm cu două echipe de dimineață de la 7 până la ora 16. Avem comenzi în continuare și la alte societăți comerciale. Nu s-a terminat, asta vreau să vă zic. Am avut un respiro vreo două săptămâni după dezinfecția pe oraș. Tot ce am făcut, chiar dacă lumea zicea că se spală degeaba străzile, noi am făcut prevenții, de fapt. Ca să ne înțelegem, e bine să previi decât să te trezești că... Deci au venit școlile, aveți capacitatea să asigurați, pentru că sunt destul de multe totuși. Sigur că da. Noi am mai trimis la începutul crizei, pandemiei, am trimis niște oameni la calificări pentru dezinsecție, dezinfecție. Din cei de pe stradă, da? Din muncitorii necalificați de la salubrizare. Și atunci ne-am dezvoltat, aveam 7 oameni și acum avem vreo 10-12 oameni care sunt pregătiți să intervină. Costă mult pentru o școală o acțiune din aceasta? Nu, e același preț care lucrăm pentru toată lumea, sub 400 de metri pătrați, 120 de lei fără TVA. Peste 400 de metri pătrați, 0,2 lei pe metru pătrat. Am înțeles. Am înțeles. Avem, mai că aș lua pe cineva în telefon, că avem un filmuleț, l-am primit, acum îl putem, da? Băieții de la regie, încă într-un minut. Într-un minut o să intrăm și cu un filmuleț, până atunci mai discutăm. În perioada asta, spuneți-mi un pic, cum v-ați descurcat la nivel de oraș? Ne-am descurcat bine, oamenii noștri au muncit și zi și noapte, au muncit și în schimburi, pentru că am avut foarte multe comenzi și am vrut să le onorăm pe toate. În afară de faptul că ziua făceam orașul, noaptea interveneam la magazine, de exemplu, avem la Shopping City intervenție, contract pe un an de zile, iar la Refill avem contract pe un an de zile. Sunt contracte, lumea e pregătită să dureze. Despre asta este vorba. O să intrăm în direct, dacă reușim, cu cineva care ne-a trimis un filmuleț. Te rog să ne spui și reveni. Fără probleme. Cum vin mizerii dinspre Suceava, spre județul Neamț, și să vedem dacă reușim să intrăm în direct cu domnul care ne l-a trimis. Și dacă putem, atunci dăm și drumul la filmuleț, dar dacă intrăm în direct cu dânsul, după ce discut un pic. Alo, da. Bună dimineața, domnul Radu Năstase. Mulțumim pentru filmuleț. Suntem în direct la cafeaua de dimineață și ce-i mai frumos decât să dai la cafea un film cu ce curge pe Bistrița, nu? Îmi pare rău că vă stric cafeaua de dimineață cu filmulețe de genul ăsta. Vă rog să dați drumul la filmuleț. Da, te rog, Radu. A trebuit să vină în cauza inundației. Pentru că am o casă la munte aici, am ajuns aici și nu mi-a venit să cred din nou după atâția ani în care s-au purtat discuții cu fluturi, cu cei din Consiliul Județean, cu Vatra Dornei, cu toți dincolo, din nou Bistrița este absolut plină de petul. După cum puteți să vedeți în filmuleț, nu se schimbă absolut nimic. Și, din păcate, în loc să văd reacția ale autorităților pe probleme reale ale noastre, cum ar fi faptul că suntem sufocați de mizeriile astea care vin din Suceava, nu știu, ei văd că se ceartă când o să pună campanie electorală, când o să aibă alegeri. Da, pentru ei este foarte important când o să aibă alegeri cu ce se ceartă. Pentru noi este important și mediul. Numai că dacă noi atragem atenția, pe ei nu prea interesează, știi? Domnul meu, nu e
vorba doar de mediu. Încercăm și toată lumea se laudă că promovăm turismul nemțeasc. Cine vine să vadă peturi? Deci avem un peisaj superb, avem o geografie a județului extraordinară, avem mănăstirile, avem ce vreți dumneavoastră, ospitalitatea oamenilor locului, tradițiile, obiceiurile, dar nu vine nimeni să stea pe malul unui râu în care, nu știu, și Gangele cred că arată mai bine de cum arată Bistrița în zilele astea. Și vreau să vă spun că nu e un filmuleț că a venit vreun suvoie 10 minute și gata. Nu, că asta se întâmplă tot timpul. De fiecare dată când plouă mai puternic, de ieri, continuu pe Bistriță, sunt, nu știu, fără exagerare, zeci de mii, sute de mii de peturi. În timp ce vorbim, stau și mă uit cum trec prin fața mea câte 20-30 de peturi pe latul Bistriței. Nu se poate așa ceva. Îți mulțumim tare mult, Radu, și când mai ai asemenea lucruri, știi că aici... Noi oricând putem. Trebuie să spun că am primit filmulețul exact în timpul emisiunii. Am dat un mesaj domnului Năstase și i-am spus că vom intra în direct. N-am putut să vorbim, să ne pregătim, ca să spun așa. Deci este greu de crezut că într-o țară civilizată se pot întâmpla lucrurile astea. Eu spuneam la începutul emisiunii, citam din Nichita Stănescu, care spunea la un moment dat că atâta timp cât ne mirăm, poate ne salvăm. Eu cred că aici nu mai trebuie să ne mirăm, pentru că la ce se întâmplă aici, ne mirăm ca vițelul la poarta nouă. Deci aici ar trebui acționat și dacă nu directorii care au răspundere pe ape, pe mediu, pe garda de mediu, ar trebui să plece un pic într-o vacanță. Dacă tot se fac schimbări de directori. Numai să avem grijă să nu punem un director care să nu știe ce-i talvegul pe un râu. Dar asta este o altă poveste. Eu nu mă mir că se întâmplă, eu mă mir de lipsa de reacție. Pe asta zic și eu, lipsa de reacție. Continui să sper că o să avem la un moment dat reprezentanții ai județului care să intervină pe problemele astea. Și nu este suficient numai să te mir după ce se întâmplă, ar trebui să și previi. Dar asta se pare că nu se poate. Îți mulțumesc tare mult, Radu. Mai filmează acolo, poate facem un filmuleț pentru autorități și îl promovăm. Și îl promovăm. Eternul și fascinantul județ Neamț. Ar trebui să punem o poartă de intrare în Neamț din peturi, ar fi mult mai ieftină decât porțile pregătite până acum de Consiliul Județean. Și cred că ne-ar reprezenta și mai bine. Sau mai frumos să punem un năvod, să adunăm mizeria care facem la două zile și să mergem în Suceava să le dăm frumos înapoi, că poate o caută. Păi da, cine știe. Poate o să o găsească. Mulțumesc mult, să ai o zi frumoasă, numai bine, la revedere. N-am rezistat, domnule Saucu, să nu dăm aceste imagini, pentru că este pur și simplu jenant. Eu să fiu politician în Neamț, m-a jena. O să spuneți că nu ai ce să faci, că vin peturile pe apă. Ba, ai ce să faci. Păi nu, cineva aruncă peturile alea, asta e problema. De aici plecăm. Peturile ajung. Bănuiesc că aveți aceleași probleme și în piața. Bineînțeles. E, pleacă de la educație. Eu am zis-o și o repet, fără amenzi. Da, ar trebui înăsprite amenziile încât să nu-ți mai vină să arunci un pet. Nicăieri. Da, dar ar trebui să facem și chestiunea cealaltă care funcționează în alte țări. Te duci la magazin, pui petul undeva de unde se reciclează și îți dă 10 bani și când te duci la casă, îți cade din consumație. Țineți minte cum era pe vremea Ceaușescu cu sticlele și borcanele. Doamne, nu facem apel, că acum trebuie să scoatem din istorie. Foarte curând în America și nu numai în America, v-a spune așa, ce nevoie mai avem de populația peste 60 de ani? Ia hai să exterminăm, pentru că nu avem nevoie de ei, consumă, etc., etc. Dar noi, cam așa se gândește mai nou. Iar chestiunea aceasta cu sticlele, păi eu cunosc firme de salubritate, oamenii firme de salubritate, care spun, domnule, am adunat și de mii de tone de sticlă, de carton și nu avem unde să le dăm. Corect. Îi se spune... Apropo, ce știți dumneavoastră după ce s-au instalat? Că nu-i treaba dumneavoastră, dar așa trebuie să știți că sunteți în colaborare. Cum e gunoiul acum în zonele în care s-au pus? Este selectat sau nu este selectat?
ce am observat eu, un sigur lucru foarte bun, nu mai miroase atât de tare. Asta este clar. Și asta e foarte bine, pentru că majoritatea shelterelor sunt lângă blocuri, chiar foarte aproape de blocuri, și atunci era un inconvenient pentru toți cetățenii care stăteau aproape la parter sau... Dar eu sunt convins că lumea nu selectează cum ar trebui. Nu selectează pentru că ar trebui să li se pună la dispoziție, ca în alte țări, saci colorați pentru fiecare. Pentru fiecare. Da. Să știți că sunt foarte mulți oameni care vor să selecteze. Sunt convins. Dar dacă văd că prețul rămâne același... Că el selectează, dar ceilalți nu selectează. Și prețul, și mai o chestie, te duci să arunci gunoiul selectat, îl vezi pe, vezi trei vecini de-ai tăi că îl aruncă neselectat și atunci tu te chinui degeaba. Da, păi de asta vă spun. Oamenii ar trebui cumva reglementate lucrurile astea. Eu cred că astea. Ușor o să... Și ar trebui să avem oameni curajoși în administrație, care să nu se gândească numai la voturi. Așa este. Că dacă s-ar gândi 3 ani de zile la comunitate și să ia și măsuri care nu sunt foarte populare, sigur voturile vin în al patrulea an. Pentru că se vede în oraș ce se întâmplă. Sigur că da. Da, uitați, sunteți întrebat, domn, de invitații noștri, doamna Mihaela, dezinfectarea se va face zilnic sau doar la deschidere în școli? Cum ați primit comenzi? Nu, se va face la 2 săptămâni. Ei fac și dezinfecție ei acolo după fiecare intrare și ieșire din școli. Noi facem vine astăzi și peste 2 săptămâni. Deci cam la 2 săptămâni se face în licee și în școli. Sincer să fiu, parcă i-aș da dreptate. Doamne, poate ar trebui făcut după o zi de examen, ei. A doua zi. Poate ar trebui făcut, nu de ei, ci de... Eu încerc acum să vă fac lobby, domnule. Știu, eu înțeleg. Încerc să vă fac lobby, să vă mai dea comenzi, să mai câștigă. Înțeleg, numai că știți foarte bine că stau destul de prășiei cu banii. Păi nu, dar avem o administrație care ar trebui să se ocupe de asta și care administrație locală ar trebui să gândească, stimată administrație locală. După ce se vin oamenii la un examen, se produce o mică aglomerație umană acolo, indiferent cât iei măsuri de distanțare fizică, nu socială. Fizică distanțarea. Așa? Și că distanțarea socială e altceva. Distanțare fizică și, teoretic, ar trebui chiar făcută o dezinfecție, nu numai ce face femeia de servici, care de multe ori ați văzut că e și ea bolnavă de COVID. Revenim, domnul... Da. Sauciuc. Ce? Cum ați trecut ca societate? Cred că ați fost una din societățile care nu s-au plâns. Am fost singura societate care a muncit. Nu s-a plâns în perioada asta, că n-a avut de lucru. În aceste momente, mulțumim lui Dumnezeu, ne-am asigurat ca toți oamenii noștri să fie sănătoși. Să nu... Apropo, aibă... ați avut vreun bolnav de COVID? Că ai dumneavoastră omesc cam prin tot orașul. Nu am avut niciun bolnav, dar trebuie ținut cont că ei lucrează singuri. Adică fiecare își ia ustensilele și se duce pe bucata lui de stradă, de exemplu. Ceilalți care au făcut dezinfecție, chiar unde erau bolnavi de COVID, au avut și le-am explicat de fiecare dată când intră să-și pună costum, au costume specializate, măști specializate, iar când ieșeau, respectiv când ieșea de la dezinfecție, era dezinfectat el însuși cu tot costum și dat costumul jos. Da, am înțeles. Lucrurile... Ar trebui poate să, cu ocazia asta, ca dumneavoastră și ca instituție, ca societatea Consiliului Local, să veniți într-o ședință a Consiliului Local și să spuneți: măi consilieri, măi frumoși consilieri, și dumneavoastră ați fost consilieri, da. Măi frumoși consilieri, haideți, lăsăm gargara deoparte de acum și să vedem, salubritasul ăsta mai este în secolul nostru cu măturătorii, cu mătura și farașul pe stradă? De ce spun asta? Pentru că... Deci asta vreau să vă zic. Apropo, fac o paranteză aici, că tot ați ridicat-o la fileu, fără să știți. Sunt în procedură de achiziție a unui măturător noi, producție 2020. Asta e pentru stradă? Asta e pentru stradă, este mare, da. Din păcate... Atât aș permite societatea în momentul ăsta. Dar nu vorbeam de societatea dumneavoastră. Dar știți, eu vorbeam de societatea noastră. Știți care e răspunsul? Și m-am săturat de răspunsul acela: nu sunt bani. Păi dacă sunt bani pentru tot felul de șmecherii,
De ce n-ar fi bani pentru salubritate? Nu pentru salubritate, să-i dăm în buzunarul lui Sauciuc. Că putem discuta și lucrurile vis-a-vis de astea. Nu. Să luăm acele mașinuțe inteligente pentru făcut curat pe trotuare. Să ne gândim cum legăm asta inteligent. Inteligent. O mașinuță de accesul pe trotuare. Corect. Să ne gândim. Da. Păi nu, cum aici organizăm noi trotuarele în Piatra Neamț? Ca să aibă un să urce și un să coboare și mașinuță. Cum ne gândim, adică gândim, ne folosim neuronii și altfel decât de acord sau împotrivă, știți? De acord sau împotrivă. Și cum punem presiune că acest oraș, după lege, nu este condus de primar. Primarul este un executant după lege. El trebuie să execute ce îi spune Consiliul Local. Dar Consiliul Local nu spune. Consiliul Local execută ce îi spune primarul. Adică stăm cu fundul în sus. Lucrurile astea ar trebui spuse odată și pentru tot, și ar trebui să le repetăm în fiecare zi. Cei care sunt răspunzători de oraș sunt consilierii locali, Consiliul Local. Fără votul lor n-ar trebui să se întâmple nimic. Dacă îi luăm acum și îi punem aici și îi întrebăm câte inițiative au avut, o să spună, știți, dar noi nu aveam majoritate, nu puteam, noi degeaba făceam. Dar știți, noi suntem în majoritate. Dar știți, de la partid ni s-a spus că trebuie să... Ce să facem noi? Partidul este o mizerie. Apropo de mașinuțele astea, mă spuneți. Vă rog, m-am înferbând. V-am observat. O mașinuță... Mă inspirați. Și mie mi-ar plăcea foarte mult să intrăm în secolul 20. Și... o mașinuță de aia de trotuar este 20.000 de euro. Și... mi-ar trebui cel puțin 30 ca fiecare care lucrează cu mătură. Să vă spun ceva, domnul Sauciuc. S-au înființat acele asociații numite galuri. O să spun, ce? Astea n-au treabă cu orașul. Fals. Fals. Pentru zonele limitrofe ale orașului se pot accesa proiecte micuțe pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, bla 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 bla, cum se scrie în proiecte. Și pentru zonele alea se pot achiziționa pe programele de genul ăsta, dar trebuie ca cineva să lucreze pentru asta. Cineva să gândească acolo. Pentru că nu puteți dumneavoastră. Păi eu nu direct pot să iau pe fonduri, că eu am încercat să iau fonduri și trebuie prin UAT. Da, dar pentru asta ar trebui să gândească cineva, nu să ne gândim dacă putem să găsim o firmă care să facă altceva acolo. Nu, să gândim pentru oraș și pentru oamenii din oraș. Iar zonele alea limitrofe unde, ci că facem parcuri, foarte frumos. Hai să ne gândim că la parcurile alea în proiectul când facem parcuri, să avem și o mașină de curățat. Să ne aducem numai persoane... Vreau să mai zic ceva, indiferent dacă luăm mașinile, să știți că Piatra Neamț în general este un loc curat. Dar sunt momente, de exemplu, cum se stau lucrurile astea. Cum este Piatra Neamț? Că n-am auzit. Mai spuneți odată. Este un oraș curat la modul că, ca să mă înțelegeți, acum sunt aluviuni. Alea nu poți să le dar nu vorbesc de aluviuni aici. Nu, dar sunt și momente. Ca să vorbim de un oraș curat, ar trebui să mergem în Mărăței și să nu vedem mizeriile din centrale. Ar trebui să mergem în Dărmănești și să nu vedem zonele cu mizerie. Ar trebui să mergem în Vălen, că tot în Piatra Neamț suntem, da, și să închidem ochii pe cum garda de mediu la camioanele care vin cu molos și le aruncă pe acolo. Probabil că ar fi având autorizație. Ca să vorbim de unul, și eu nu vorbesc aici de curățenia aia la coșul de gunoi. Eu am zis despre ce, cu ce mă ocup eu. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră. De asta am zis că e curat. La modul că trotuarele sunt în regulă, coșurile de gunoi, parcurile sunt în regulă. Astea cu, cum a spus dumneavoastră, cu zone din anumite părți din oraș centrale, cu, să știți că am mai primit comenzi la primărie, nu multe, dar pe centrale am mai primit, împreună cu poliția locală. S-au mai rezolvat unele dintre ele? Cu siguranță sunt multe de rezolvat încă. Cu siguranță. Multe de rezolvat, dar m-am săturat de chestia asta că nu sunt bani. Deci chestia asta că nu sunt bani este un fel de jignire adusă inteligenței noastre. Pentru că
Dacă cineva ar veni la începutul anului și ar spune așa, oameni buni, investițiile pe care ni le permitem sunt astea. Una, două, trei, patru. Și stăm noi doi așa ca niște oameni care zicem că mai știm ceva. Și domnule, dar investiția asta este necesară în oraș? Casa căsătoriilor este necesară? Ia hai să vedem ce este necesar în oraș. De ce se plânge orașul nostru? Da, din păcate și eu văd la fel lucrurile. Adică, din punctul meu de vedere, eu am venit din privat. Se făceau brainstorming-uri, team building-uri, unde se cereau păreri la 10 oameni. Adică, haideți să vorbim în limba română. Adică se întâlneau mai multe creiere și trăgeau o concluzie. Se întâlneau mai multe persoane, da, care ajungeau acolo cu bani de la instituții, pe delegații. Sau nu, nu de la instituții, era privat. Sau privat. Sau societăți. Sau societăți. Da. Și încercau să găsească niște soluții. Corect. Cine îi asculta? Păi îi ascultau, la privat ascultă. La privat, da, da. Nu, privatul nu de privat. Trăiește decât în comunitate. Da. Și comunitatea ar trebui să-i dea privatului condiții să dezvolte. Nu știu ce Corect. Condiții v-au dat dumneavoastră să vă dezvoltați când lucrați la privat. Nu, n-au dat. Era multinațional. Eu mi-aduc aminte de prima noastră discuție când erați încă în postura de candidat. Și spuneați, domne, noi venim din postura asta și încercăm să facem. Da, chiar încercăm, să știți. Și încă mai încercăm. Cred că v-a plecat părul din cap de câte capete ați dat în ușile administrative. Nu numai părul, mi-a plecat și puțin din... Entuziasm. E entuziasm, încă mai am, eu încă mai sper. Problema e că e destul de stresant, să știți. Nu foarte stresant, dar e destul de stresant. Vă cred că este stresant, știu. Haideți, ce perspective aveți pentru... Deci bănuiesc că ați făcut niște bănuți în perioada asta. Da. Deci stați mai bine cu bănuții, ca să zic așa. Stau bine. Nu mai trebuie să vă dea primăria acum așa de mulți bani. Primăria? Eu am niște contracte cu primăria. Primăria nu trebuie să-mi dea bani mie. Deci vă descurcați cu banii. Aia și ce ați mai făcut. Sigur. Apropo, în perioada pandemiei ați mai prins și câini? Foarte puțin, nu aveam voie să folosim pistolul și atunci cu tranquilizante și atunci am prins de ce foarte puțin. Voie? Așa era pe perioada pandemiei. Da, da, da. Deci da. Inclusiv pistoale cu tranquilizante pentru animale nu puteau fi folosite. Nu, nu. De ce? Că transmiteau virusul. Asta a fost virusul. Recomandarea. Asta a fost. Transmitea virusul sau ce? Sincer nu. Dar când v-au dat recomandarea, nu au venit și cu niște argumente? Au venit cei de la arme și muniții, au zis că se recomandă să nu se folosească. Ca recomandare am privit-o și nu am folosit. Am înțeles. Pentru că mai era o problemă, toată lumea era nebunită cu, știți că la începutul pandemiei a fost o isterie generală. Și atunci nimănui nu mai era nimeni cu ochii spre câini. Am câini înțeles. Fără stăpân. Dar am început din plin, ca să zic așa. Bine, eu ce să zic, vă mulțumesc că ați acceptat să veniți în emisiune și rugămintea mea este dacă vor fi lucruri importante pentru comunitate în perioada următoare, așa cum Radu Năstase ne-a transmis imagini, oricând cu mare plăcere venim în ajutor, dar rugămintea a doua, faceți, domnule, un plan pentru dotarea societății, un plan pornind de pe cartiere, de pe ce este. Veniți cu el în emisiune și eu promit aici să vorbesc și cu colegii ceilalți din presă. Eu am planul să fac... cap. Deci eu am planul în cap. Ei, dacă nu, vrei n-aș, scris... n-aș vrea să vă iau capul să-l țin, da, în emisiune. Problema deci... s-au mai încercat. Așa. Nu. Un Putem plan să scris facem. Discuta. Și să facem presiuni pe Onor Consiliul Local, pe consilier cu consilier, să caute soluții și să găsească soluții, pentru că de aceea sunt acolo puși, nu pentru ridicat mâna și eventual alte foloase cuvenite funcției. Mulțumesc. Cuvenite, nu necuvenite. Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă mulțumesc și cu siguranță o să mai... Și chiar apreciez faptul că ați venit. Vă mulțumesc, oameni buni. Asta a fost emisiunea. Mai putem pune filmulețul acela de pe Bistriță, a trimis de domnul Radu Năstase, și că durează un pic, așa că... Deci aș vrea să încheiem apoteotic emisiunea cu imaginile respective, ca să vadă și autoritățile noastre. Prevăd că domnul prefect, după vizita de ieri de la Ploiești pentru procesul cu cheile Bicazului, va face o vizită pe Valea Muntelui, să vadă ce e cu peturile venite, dar nu trebuie să ajungă până acolo,
se duce la coada lacului, la Bicaz și le găsim venite. Avem, deci putem spune că județul Neamț stă bine la import de plastic în momentul acesta. Import gratuit de plastic. Asta e. Mulțumim încă o dată pentru imagini, Radu Năstasă, și oameni buni, vă dorim o zi frumoasă, un weekend liniștit. Sperăm să nu mai avem furtunile cu gheață care au fost ieri. De data aceasta, codul roșu a fost dat fix cu 3-4 minute înainte de a porni furtuna. Cei care l-au luat în serios au mai putut să-și acopere mașini, ce au mai avut prin zonă, flori, nu mai vorbim de dezastru de prin grădini. Cele bune, să aveți un weekend nemaipomenit, minunat și cu sănătate din partea noastră. La revedere!